În acest weekend se va desfășura la Buzău Cupa Baja 555 România, ajunsă la 5 a ediție care va reuni la start echipaje de rally din România, Italia, Bulgaria, Turcia și Ucraina. Cei mai mulți dintre sportivii străini având în palmares prezență la campionate mondiale și la competiții precum Dakar. Startul competiției va fi dat sâmbătă începând cu ora 7 în piața Dacia, acolo unde vor fi prezente vehicule din toate categoriile de rally raid, auto, moto, UTV, ATV și quad. Tot în acest weekend au loc excursii cu bicicleta la Vulcanii Noroioși sau pentru cei mai experimentați spre lacul Vulturilor la o altitudine de peste 1600 de metri. Sâmbătă la Luniș în Comuna Colț este organizată o activitate prin care copiii pot învăța arta și tehnica construirii măștilor tradiționale românești. Vor avea loc spectacole de muzică și dans, iar participarea este gratuită. Spre încântarea iubitorilor de teatru, una dintre cele mai cunoscute comedii ale dramaturgiei românești interbelice, Omul cu Mărțoaga de George Ciprian, revine pe scenă într-o nouă viziune regizorală modernă, în montarea regizorului Dan Tudor. Premiera spectacolului va avea loc sâmbătă 10 iulie la Teatrul George Ciprian din Buzău, începând cu ora 18. Iar pentru că prima ediție a seriilor de vară la Buzău s-a bucurat vara trecută de succes, primăria municipiului Buzău readuce cinematograful în aer liber cu filme bune timp de o lună. Vinerea sunt programate filme pentru copii, sâmbătă filme pentru toată familia, iar duminică sunt invitați adolescenți și adulți. Cei interesați sunt așteptați în Amfiteatrul din Parcul Tineretului, începând cu orele 20, iar intrarea este liberă. Pentru cei care își doresc o duminică relaxantă, pot petrece câteva ore în Parcul Marghiloman. Începând cu orele 20, va fi organizat un concert de jazz cu participarea a două voci de excepție. Irina Sârbu, alături de trupa sa și Ana Dupic, împreună cu Sian Brie, intrarea este gratuită.